Astăzi ne vom juca Dead by Daylight Mobile și ca un intro așa vă recomand, chiar dacă aveți un telefon foarte puternic, adică al meu duce în ultra, duce în customize ce scrie, duce în tot, vă recomand să-l țineți pe 60 de frame-uri, medium sau high, cum vă place vouă, pentru că și eu am destul de memorie, am 8 GB de RAM, am 128 de GB spațiu, dar la un moment dat o să se încălzească telefonul atât de tare încât nu o să vă mai dea aceeași experiență de joc și o să vă plictisiți, nu știu, nu o să mai aveți chef, adică o să vă frame-uiască, o să aveți drop frame-uri, nu știu. Dar să trecem peste asta și haideți să ne jucăm, să vedem stilul de gameplay, pentru că nu prea m-am jucat, am dat doar un match, doar atât am apucat să mă joc. Trebuie să aștepți destul de mult ca să îți intre 5 playeri. Nu știu de ce, nu prea cred că se joacă lumea din cauza la regiune, habar n-am. Vreau să-mi scrieți în comentarii, chiar vreau să-mi scrieți în comentarii cei care vă uitați. Ce jocuri să mai fac, dați-mi idei. Eu fac orice joc, spuneți orice joc doriți, doar dați-mi idei, dar cu o singură condiție, să fie pe mobile, să nu fie pe PC, pentru că nu pot juca pe PC, n-am PC, eu filmez tot pe telefon și încarc totul pe telefon. De asta aș aprecia ca să apăsați acolo butonul de like, să-mi dați și mie un subscribe, că nu plătiți nimic și să-i dăm drumul. Uitați că ne-a băgat în match, eu dau ready și mai are băiatul ăsta să dea ready ca să ne bage în match, cred că killerul a dat, nu, băiatul ăsta și cred că killerul mai are. Vreau să-mi spuneți dacă vreți, dacă doriți să vedeți și videoclipuri cu mine pe canal, gen vloguri cu mine pe canal, scrieți acolo în secțiunea de comentarii, văd că nu prea am comentarii, nici vizualizări, bineînțeles, sunt la început, înțeleg ideea și uitați că ne-a băgat în match. Tare. Uitați ce bine se vede, ce, cum e tot atât de frumos și nu trebuie, gen, să dai totul ultra să, na, știți la ce mă refer. Ce am făcut? Uite killerul. Uite că-mi bate inima. Bă, ce rahat. Cred că e începător. M-a văzut. Fugi. Nu m-a prins. Fugi. O să încerc să caut un generator de ăsta să-l fac. Pe aici. Pentru că văd că e harta. Uite chiar aici unul. Dar nu știu, nu înțeleg chestia asta. Vă rog să-mi explicați în comentarii. Îi dau repair. Și mi-apare chestia asta pe ecran. Trebuie să-i dau la țanc acolo. Ia. Perfect. Oh, gata, nu mai trebuie să-mi explicați. Că un om de la noi deja a murit, nu știu dacă apare mort. Nu! Cred că m-a văzut killerul pe hartă și o să vină să distrugă generatorul, fuck. Sper să nu vină. Hai, că mai am puțin. Hai. Nu, frate, că am apăsat bine. Perfect. Gata, un generator reparat. Dar trebuie să fug de aici, că vine balaur la urât. Uite încă un generator acolo. Să încerc să mă să-l fac și pe ăsta. Dar... prindem continuu, bă, băieții ăștia. Perfect, am dat perfect strike. Dar a început să-mi bată inima, mă vede ăsta pe hartă. Haide. Ce facem, mă, băiatul ăsta? Hai că mă mai prinzi. Hai că mă mai prinzi dacă e. Fugi! Fugi că ăsta mă prinde! Nu o să mai găsească aici. Nu știu ce face. Nu! Cum a venit?
Hai, prostă, prostă. Mersi, bă, frate, îmi dă med. Ia uite-mă la el. Bravo, mă. Așa da cu echipier să ai. Văd că face acolo un generator. A, chestia aia ți apare dacă ești rănit, nu dacă ești mort. Înțeleg acum. Și unde e nebunul ăsta? M-a speriat. Oh! De ce îmi bate, mă, fix mie inima? Ești trash? Fix după mine vine. Mergi! Haide. Ia. 50. Vine, 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 fugi. Nu știu, ca joc sincer mi se pare foarte tare. Merită să-l încercați. Spuneți-mi în comentarii dacă vreți să jucați cu mine, că eu chiar vreau să mă joc cu voi. Și în legătură cu Minecraft-ul, din păcate am pierdut acea hartă. Ah! Oh! 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 Fraierul. Nu m-a prins, prostule. Thumbnail. Hai, prosto. Prosto, prosto. Se întâmplă. Ne vede fraierul, pași. Cred. Bă, dar pe aici n-am fost niciodată. E fundătură, dacă vine fraierul mă prinde direct. De ce numai după mine vine? Mă duc să repar generatorul ăsta de aici, că era un generator aici. Ce, mă, frate, chestia asta? Ia că mi-a pulpuit aici ceva. Să cu tremură. Ce are? Și cum fac cu generatorul ăsta? Oh, nu pot să fac generatoare până nu se duce chestia asta, ce nasol, mă. Țin, haide. Dă-i drumul. Trebuia să ies? Nu pot să cred. Ce bot sunt. Nu știam, mă, frate, cum se joacă. Și m-am sacrificat sau ce am făcut? Deci cam atât pentru azi, băieți. Vreau doar să vă mai spun că data viitoare, în următorul episod, apăsați acolo butonul de like ca să apară următorul episod. O să mă vedeți în ipostaza asta, vreau să fiu și killer. Și rupeți butonul de like, abonați-vă ca să creștem cât mai sus la 100.000 de abonați. E foarte mult, dar e posibil. Așa, o să ne revedem pe data viitoare.
Pa!